E primul slide. Da, România este una dintre țările în care Îmi programasem această prezentare și în limba franceză, dar pentru că suntem vorbitori română în principal, o să prezint doar prima parte aceasta, o să o spun în franceză și voi continua în limba română. Pentru că aveam dublă prezentare. Vă spunem că suntem într-o oarecare întârziere ca timp, voi grăbi, lăsați-mă să încep și mă voi grăbi. Sigur că da. Și vă rog să spuneți la ce pagină să merg. Suntem la pagina 2 acum. Da. Deci la Românie, un pays dans lequel la bande dessinée arrivée sur l'influence française, la bande dessinée roumaine reflète la mise en réseau de l'histoire passée et contemporaine sur le plan artistique, intellectuel et politique. Les débuts de la vraie bande dessinée en Roumanie 1970 se concrétisent par des abonnements aux magazines comme Pif Gadget, produit du communisme français, avec des albums Ra'an. Le personnage de Pif a accompagné l'enfance de nombreux écrivains roumains, Horia Roman Patapievici, Ioan Stanomir, Mircea Cărtărescu, l'historien Adrian Cioroianu, etc., qui ont vécu à l'époque communiste et qui se souvient les moments de la floraison et du déclin de l'époque d'or. Deci, asta este introducerea. M-am gândit să fac o scurtă prezentare a benzii desenate românești, pentru că unii colegi au văzut că mă preocupă predarea limbii române ca limbă străină și prin metoda benzii desenate, dar niciodată nu am trecut puțin prin istoricul benzii desenate românești și până ajung la momentul demonstrativ fac o scurtă prezentare. Nu o să vorbesc foarte mult, dar vă rog să priviți imaginile ca să se poată înțelege mai bine. Deci trecem la a treia imagine. Este Constantin Jichidi, un celebru caricaturist român care a ajuns la Paris pentru a se forma împreună cu renumitul Christophe sau Georges Colomb, autorul primei serii de benzi desenate franceze. În România se cunosc trei momente ale istoriei benzii desenate. Putem spune vârsta de aur, cuprinsă între 1891-1947, socialismul între 1848 și 1989 și perioada contemporană după Revoluție până în prezent. Această clasificare este realizată de Dodoniță și Dumitru Ciubotariu în istoria benzii desenate românești apărută în 2010, pe care o puteți consulta în biblioteci și librării. Apoi, urmează slide-ul cu câteva desene, două ilustrații ale lui Constantin Jichidi, din presa momentului. O revistă apărută în 1891, care a avut viață până în 1895, Amicul copiilor, mergem mai departe, este prima revistă pentru copii bogat ilustrată cu fotografii făcute după desenatori străini, de regulă după benzile desenate din Germania și Austria. Iată că am fost prieteni vechi cu banda desenată austriacă, apropo de evenimentele din ultimele zile. Mergem mai departe. Perioada dintre cele două războaie Este numită perioada de aur a benzii desenate românești și alte apariții, Revista copiilor și a tinerimei, Lumea copiilor. Deci, banda desenată era destinată celor mici. O să vedem pe parcurs că publicul se va diversifica. Mergem mai departe. În 1924 apare Dimineața copiilor și în paginile acestei reviste, pentru prima dată, personajul pe care mulți dintre noi îl cunoaștem, Haplea. Ați ajuns la prezentarea aceasta? Da, la Dimineața copiilor suntem. Corect, corect. Mergem mai departe. Mulțumesc frumos! Între 1926 și 1942, pe piața benzii desenate românești, au apărut și cunoscute nume străine care creează personaje celebre, inventate sau consacrate. Încă banda desenată românească nu avea încredere în sine însăși și de aceea face apel la personaje străine. Mai departe, 1939, apare Curentul pentru copii și tineret, ilustrat și scenarizat de Ion Druga. Și politicul se inserează în banda desenată, iată. Merge mai departe, Mareșalul Ion Antonescu și Graiul copiilor din 1942-1944. Începea războiul și propaganda trebuia realizată pe orice cale. Prin urmare, merge mai departe la slide-ul următor. Apare în această revistă cu mesajul: dragi copii, Mareșalul Antonescu se străduiește, în ciuda războiului și grijilor pentru țară, să nu vă uite pe voi, cei atât de dragi, pe care vă iubește foarte mult pentru că sunteți copii ai speranței neamului. Sub comanda și sprijinul excelenței sale, această revistă este tipărită și trimisă către dumneavoastră. De ce se adresează copiilor Mareșalul Antonescu în acest moment? Pentru că majoritatea soldaților din armata română proveneau din mediul rural, iar revista a fost trimisă copiilor din mediul rural pentru a determina, pentru a imprima respect și interes pentru ceea ce se întâmpla. Și adaug că revista era lipsită de amuzament, se axa în principal pe poveștile de război sau pe atașamentul religios față de ideea acestui sacrificiu necesar pentru țară. Mai departe apare Graiul copiilor cu o grafică de Mira Davidoglu, care a dispărut în perioada comunistă, Marin Iorda și Marga Ștepănescu. Continuăm. Apar Aventurile soldatului Neață, un erou național în banda desenată între 1942-1943. Și ce face acest soldat Neață? Este o propagandă antibolșevică. Este amuzant tot ce face soldatul Neață, dar face împotriva bolșevicilor. Și războiul aduce comunismul, apar pionierii, victoria socialismului, revistele încep să se adreseze elevilor, pionierilor, șoimilor patriei. Apare revista Licurici, apoi Cravata Roșie. Și mergem mai departe, revistele după modelul sovietic, Arici Pogonici și Luminița, pe care poate unii dintre dumneavoastră și le amintesc. Ce se întâmplă în această perioadă? Revista lunară Cravata Roșie este înlocuită cu săptămânalul Cutezătorii au loc concursuri de benzi desenate organizate de revistele Cutezătorii și Pif Gadget, pentru că este prima oară când România cumpără această revistă, iar concursurile sunt prezidate de José Cabrero Arnal. S-au primit peste 4100 de panouri, adică tinerii erau interesați pentru că era singura gură de libertate care li se oferea. S-au acordat 230 de premii și diplome și, ceea ce este foarte bine, aproape 20 de caricaturiști au publicat în revistele viitoare. Acum este momentul când se formează o nouă sau prima perioadă a benzii desenate românești, curat românești. Mergeți, vă rog, la Cutezătorii, sunt câteva imagini din Cutezătorii și apoi îl avem pe Nicolae Ceaușescu, care îi declară război lui Mini Technicus. Apare acest personaj, Mini Technicus, eu mi-l amintesc, și de ce îi declară război lui Mini Technicus, îmi permit să vă prezint o discuție dintr-o ședință în care Nicolae Ceaușescu vine împotriva limbii latine fără să înțeleagă faptul că limba română este de fapt fiica limbii latine. Doamnă profesor, o să vă rugăm încet, încet să mergeți către finalul excursului. Aici avem, așa știi, minunat. Acum mergem la la demonstrația pe care am realizat-o eu pe marginea benzii desenate. Aveți slide-ul 24, cred. Autorul studiat, Ștefan Augustin Doinaș, poet român neomodernist, 1922-2002. Aveți imaginile unui afiș de la centenarul care a fost în acest an al autorului și coperta cărții de unde am selectat câteva imagini pentru predare. Mai jos sunt câteva pagini din această carte care o prezintă pe Irinel Liciu, pentru că în prezentarea benzii desenate este foarte important să fie inserate momente amuzante sau poetice sau care să conducă la înțelegerea mai ușoară a acestei metode. Banda desenată este aleasă, este un scenariu de Lia Faur și cu desene de Vali Ivan, Casa de Pariuri Literare, București 2022, și conținutul pe care m-am axat merge pe câteva momente. Poetul Ștefan Augustin Doinaș ajunge în București pentru a-și scrie opera după o izolare de câțiva ani în ținutul natal. El o cunoaște pe faimoasa balerina operei române Irinel Liciu. Ștefan este arestat pentru o misiune de denunț, iar prietenul său este suspect pentru securitate. Irinel și Ștefan își scriu un an până este el eliberat. Irina continuă să danseze cu partenerul de scenă Gabriel Popescu și, în final, un happy end, Irina și Ștefan se căsătoresc. Mai departe, Indici are o tematică, este literatura, construcția grafică, 5 casete color cu text, imaginile, lectura lor dinspre stânga spre dreapta, perspectiva, nivelul A2-B1, obiective, dezvoltarea competenței de a comunica în limba română, dezvoltarea culturii literare, utilizarea corectă a elementelor gramaticale în structuri noi, timp de lucru 2-3 ore în funcție de nivelul studenților. Am valorificat sinonimia din aceste texte scurte. De asemenea, înțelegerea comparației, exersarea expresiei doar tu pentru a elimina adverbul restrictiv decât, subtilitatea mesajului de apreciere, expresia de condiție, reactualizarea pronumelui personal, forma neaccentuată, familia lexicală, adjectivul, actualizarea corespondenței scrise. Mergem mai departe, avem un model de fișă de activitate unde trebuie găsite cuvinte potrivite pentru expresia doar tu. Apoi, o altă fișă, comparația, suntem ca o vioară și un arcuș. Fișa de activitate mai departe, citiți impresiile colegilor de scenă și avem... Doamnă profesoară, nu știu dacă mă auziți. Cred că ar fi bine să puneți și colegilor la dispoziție prin intermediul lui Alix genul acesta de fișe și să ne aducem către concluzii. Da, sigur. Deci coborăm încet. Vă rog, coborâți pe fiecare așa prezentare și ajung la final. Folosirea simultană a celor două tipuri de discurs, textual sau verbal și vizual sau iconic, elementele de construcție specifice, caseta, balonul, planurile, planșa, efectele vizuale, ironia și umorul pe care se bazează de cele mai multe ori scenariul, fac din banda desenată un instrument didactic atractiv și motivant din perspectiva învățării atât a limbilor străine cât și a celor materne. Avem în final aveți câteva imagini despre ale unor cărți care se găsesc în România de bandă desenată. Prânzlea cel Voinic și Merele de Aur se găsește în română și franceză. De asemenea, Harapal continuă și mai jos bibliografia, sitografia și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, ați anticipat masa rotundă.